Cotația futures la greu a crescut luni cu peste 5%, iar cele la porumb cu peste 2% după anunțul privind retragerea Rusiei din acordul ce asigură exportul cerealelor ucrainene prin Marea Neagră. În jurul orei 4:55, cel mai tranzacționat contract la greu la bursa Chicago, Board of Trade a urcat cu 5,4% până la $8.73 per bushel, după ce anterior a crescut cu 7,7% până la $8.93 per bushel, cel mai ridicat nivel din ultimele două săptămâni, scrie Ager Press. Record absolut în ceea ce privește cotația grâului a fost atins în luna martie, când un bushel de grâu s-a tranzacționat pentru $13.64. Tot luni, cotația la porumb a crescut cu 5,2% până la $6.96 per bushel, în timp ce cotația la soia boabe a crescut cu 0,8% până la $14.12 per bushel. Aceasta este o mișcare inflaționistă care susține prețurile la grâu și porumb. Prețurile au crescut, dar creșterile viitoare vor depinde de modul cum va evolua situația, a declarat un trader de la Singapore. Moscova și-a anunțat sâmbătă decizia de a-și suspenda participarea la acordul ce asigură exportul cerealelor ucrainene prin Marea Neagră, ca răspuns la atacul cu drone asupra flotei rusești din Crimeea. Atac nerecunoscut de Kiev, care acuză Moscova că fabrică un pretext pentru a-și justifica retragerea din acord. Acordul de la Istanbul prevede în special inspectarea navelor comerciale care trec prin strâmtoarea Bosfor în cele două sensuri, fără și cu încărcătură. De către 5 echipe compuse din 2 inspectori ruși, 2 ucraineni, 2 turci și 2 delegații ai ONU. Acordul intrat în vigoare la 1 august a permis exportarea din porturile ucrainene a peste 9 milioane de tone de cereale și alte produse agricole, care a numărat în această săptămână în largul Istanbulului peste 170 de nave care așteptau să fie inspectate.